continuă Tănase, centrează pe jos Tănase exact la Bordeanu, acolo este Darius Solaru care îi fură apărătorii, o, ce greșeală, Olaru, mingea îl lovește în cap și intră în poartă. Această fază, pentru că este un mare avantaj pentru FCSB, Tănase, șutul în vinclu al lui Moruțan, este 3-0. Moruțan.